Bineînțeles, subiectul fierbinte al acestor zile, subiect central, avem autopropunerea președintelui nostru incapabil, Klaus Iohannis, la NATO. După 10 ani de tăcere, președintele a decis că vrea să mai atârne încă vreo câțiva ani pe banii contribuabililor. De data aceasta, nu doar pe banii românilor, ci pe banii tuturor statelor membre NATO. Altfel, nu poate fi interpretată autopropunerea sa pentru funcția de secretar general al NATO, o funcție pentru care nu îl califică nimic. Nici vocea, nici talentul, nici tonusul. El este turistul numărul 1 al României, s-a înscris într-un concurs care, după părerea noastră, în primul și în primul rând, nici nu se dă. Adică nu a fost anunțat niciunde pe plan internațional un concurs pentru ocuparea acestei funcții de secretar general al NATO și președintele nostru s-a trezit că se autopropune. În plus față de aceasta, din punct de vedere al politicii internaționale, este o mișcare care aduce o gravă atingere inclusiv consensului în structurile NATO. Gândiți-vă că argumentul principal al propunerii lui Klaus Iohannis este că ar trebui ca cineva din flancul estic să preia conducerea alianței din motive strategice. Asta creează clar o sciziune între țările membre NATO care aparțin teritorial flancului estic și celelalte țări vestice. Să nu uităm că președintele Iohannis a avut un singur obiectiv major de politică externă pentru România, aderarea la Schengen, și pe ăla l-a ratat. Cu grație, cum ar putea un președinte care nu a făcut nimic în două mandate să poată spera vreodată că va fi la conducerea NATO? Este o nulitate de președinte. Acesta este adevărul. Nu și-a îndeplinit mandatul în fruntea țării, nu îl recomandă nimic, vrea să-și prelungească vacanța. După ce a stat 10 ani în această vacanță pe banii românilor și își pregătește și retragerea într-o vilă pentru uz propriu și personal, pentru restul vieții, care costă statul român, pe dumneavoastră, 7 milioane de euro, acum aș face această autopropunere rușinoasă ce arată anumite deviații comportamentale și lipsă de percepție asupra contextului internațional și a contextului în care se află acest președinte narcisist. Nu ne reprezintă ca națiune. Nu o să mai stau și să mai zăbovesc asupra acestui subiect. Vreau doar să vă spun un lucru inedit. Nu știu dacă l-am mai precizat vreodată. În momentul când am participat ca și secretar general la întâlnirea reprezentanților partidelor cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni, mi-am permis și eu, la momentul în care trebuia să fie desemnat domnul Ciucă, virgulă, ca și prim-ministru, mi-am permis să pun și eu o întrebare. Domnule președinte Klaus Iohannis, care au fost criteriile pentru care propunerea dumneavoastră îl califică pe domnul Ciucă potențial candidat la prim-ministru al României? Și răspunsul a fost, da, vă confirm că domnul Ciucă va fi propunerea noastră pentru prim-ministru al statului. Ce legătură are întrebarea cu ce răspuns am primit? Trageți și dumneavoastră concluziile. O să las în continuare pe colegii mei să vă prezinte subiecte de interes național și local. Ca și în fiecare săptămână am alături de mine câțiva oameni de aur, inclusiv în plan local, candidații noștri la portofoliu de primărie a unor localități comune. Zic, bine ați venit domnului viceprimar Voin Ionuț, viitorul nostru candidat pentru funcția de primar al comunei Sânt Mihai Român. De asemenea, l-am pe coordonatorul Petre Răuț, de la Săcălaz, alături de mine. Am colegi de la organizația Timișoara, o să-i las pe ei să se prezinte. În continuare vreau să-i dau cuvântul colegului și fratelui meu Ciprian Titi Stoica să vă expună restul subiectelor importante, de importanță națională, și după aceea abordăm și subiecte locale. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Mihai! Dragii mei, bun găsit, vă spun și eu. E un moment în care suntem nevoiți să reiterăm o solicitare făcută avocatului poporului de a contesta acest OUG privind comasarea alegerilor.
Știți foarte bine, pentru a-și salva scaunele de frica Alianței pentru Unirea Românilor, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, aproape constituind un grup infracțional organizat, au ales să meargă până la capăt cu acest demers pe care noi îl considerăm ilegal, neconstituțional și antidemocratic, să comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Știți și dumneavoastră foarte bine, temele pentru alegerile de europarlamentari și cele pentru aleși locali sunt cât se poate de diferite și în acest context al comasării, dezbaterile sănătoase care ar trebui să aibă loc în această campanie vor fi influențate de acest mix de problematici. Da? Unele la ce țin de nivel european, iar celelalte de interesul strict local, în special, să fim serioși, sunt foarte multe lucruri din zona rurală care trebuiesc dezbătute. Ne fură șansa de a avea un proces electoral echilibrat și echidistant, modificând regulile jocului chiar în timp ce se desfășoară, cu mai puțin de 3 luni înainte, astfel că o rugăm pe doamna Renate Weber să atace această ordonanță de urgență la Curtea Constituțională. În același timp, ați văzut și dumneavoastră că acest demers are un plan bine pus la punct, probabil făcut în colaborare cu reprezentanți ai instituțiilor europene, mai ales că săptămâna trecută am avut aici reprezentanți la vârf, pe Ursula von der Leyen, pe cancelarul Nehammer, care ne-a dat o palmă, încă o palmă, chiar la noi acasă, refuzându-ne accesul în Schengen. Și am văzut că acest plan o are ca și vârf de lance pe Ramona Chiriac, care este reprezentanța Comisiei Europene în România și domnia sa se află într-un grav conflict de interese, fiind un funcționar public, administrator cu grad înalt în cadrul Comisiei Europene și noi considerăm că a încălcat acest criteriu de compatibilitate. De altfel, colegii mei din Alianța pentru Unirea Românilor au trimis Comisiei Europene o scrisoare prin care solicităm o investigare cât se poate de atentă asupra șefei reprezentanței Comisiei din România, doamna Ramona Chiriac, ca urmare a candidaturii domniei sale ca și vârf de listă în Partidul Comasat Român, PSD și PNL. De asemenea, pe buzele tuturor și după mai bine de 9 ani de zile de când așteptăm, în sfârșit, avem o victorie a statului român în ceea ce privește zăcămintele de aur de la Roșia Montană. Ce credem noi că s-a întâmplat? Băieții deștepți din PSD și PNL au manipulat grosolan acest subiect, făcând jocuri pe bursă pentru băieților deștepți. În ultimele 2 săptămâni, dinaintea pronunțării acestei decizii, PSD și PNL pare că au lucrat în favoarea acestei companii canadiene, Gabriel Resources. Nu ai cum să treci cu vederea 2 întrebări. Oare a fost o campanie pentru ca grangurii PSD-iști și peneliști să facă bani pe bursă? La fel, nu putem să trecem peste ipocrizia USR, care își rupeau cămașa, dacă stăm bine să ne amintim de domnul Dragoș Tănase, CEO Gabriel Resources, a câștigat mai multe contracte cu primăria Timișoarei condusă de Dominic Friț. O să aflați de la colegul nostru, secretar organizației municipale Timișoara, mai multe detalii despre presupusele infracțiuni și acte de delapidare de fonduri făcute de primarul Dominic Friț și de cei din subordinea domniei sale după un raport al Curții de Conturi. De asemenea, vrem să le mulțumim încă o dată
echipei de avocați, ei sunt cei care, în pofida tuturor piedicilor puse de guvernările succesive, inclusiv de cea din 2016, a celor pe care noi am numit tehnocrați, toți au pus piedici, toți au pactizat aproape pe față cu acest investitor care își dorea să exploateze zăcămintele de la Roșia Montană. Președintele partidului, George Simion, a fost în aceste zile la fața locului pentru a vedea exact cum stau lucrurile și care este atmosfera în rândurile localnicilor. Toată lumea este bucuroasă că am scăpat de o posibilă mare poluare în această zonă și de raderea de pe fața pământului a cel puțin două sate și a doi munți, în plus lacuri de acumulare cu substanțe cât se poate de periculoase. Deocamdată atât despre subiectele naționale, o să revin la sfârșit cu un breaking news, încă o dovadă că cei din guvernarea PSD și PNL pregătesc planul pe 10 ani de care au vorbit cât se poate de concret, în sensul în care pe fluxul legislativ au apărut pentru o singură zi în consultare publică proiecte de lege. Dar până atunci o să îl rog pe viceprimarul în funcție a Comunei Sân Mihai Român să vă vorbească despre problemele de acolo. Ionuț, te rog. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru prezentare. Numele meu este Voin Ionuț Sorin și mă adresez astăzi în fața dumneavoastră în calitate de candidat al Partidului Republican susținut de către colegii mei din Alianța AUR pentru funcția de primar al Comunei Sân Mihai Român. În ultimii 8 ani am servit această comună din funcția de viceprimar. În acest timp am fost martor la provocările și oportunitățile cu care s-a confruntat această comună, am văzut nevoile oamenilor și am simțit dorința lor de a avea o administrație locală care să-i reprezinte cu adevărat și să-i servească în mod eficient. Îmi doresc să aduc schimbări și să muncesc din greu pentru a face Sân Mihai Român să prospere. Prioritățile mele pentru viitorul mandat sunt să îmbunătățesc infrastructura locală, să promovez o dezvoltare economică durabilă, să susțin comunitatea în educație, sănătate, servicii sociale și sport. Împreună cu echipa mea, am colegul meu lângă mine pe Jebelean Adrian, îmi doresc să contribui la progresul și dezvoltarea comunei, să aducem soluții concrete pentru rezolvarea problemelor comunei printr-o conducere transparentă prin care să construim un viitor luminos și pentru toți locuitorii comunei. Pe durata celor două mandate în care am ocupat funcția de viceprimar, am constatat cu dezamăgire că progresele comunei au fost în mod repetat împiedicate de către consilierii locali în funcție PNL și PSD prin lupte acerbe. Cu toate că alegerile s-au încheiat, această rivalitate politică a continuat să blocheze investițiile și dezvoltarea localității. Era crucial ca odată cu încheierea scrutinului, toți să ne concentrăm pe obiectivele comune și să lucrăm împreună pentru prosperitatea și bunăstarea comunei. Sper că acest ciclu vicios să se încheie odată cu finalizarea alegerilor și că vom putea să ne concentrăm pe dezvoltarea și îmbunătățirea comunei în beneficiul tuturor locuitorilor ei. Consider că experiența mea de 8 ani în calitate de viceprimar m-a pregătit temeinic pentru a prelua un rol și mai important. Din funcția de primar, voi putea să îmi pun amprenta mai mult, mai ușor asupra bunăstării comunei, având o mai mare libertate și o posibilitate de acțiune. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Răuț Petru, sunt coordonatorul organizației AUR Săcălaz și cu această ocazie țin să mulțumesc domnului președinte al organizației județene Negoescu și domnului deputat Titi Stoica și nu în ultimul rând și colegilor din conducerea organizației județene
pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de a constitui la Săcălați o organizație și o organizație puternică care să aducă liniștea, normalitatea, înțelegerea în funcționarea și dezvoltarea localității. Totodată pot să vă spun că noi am pregătit, organizația de la Săcălați, am pregătit un proiect pentru funcționare și dezvoltare locală a Comunei Săcălați pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, pe care o să-l expunem și să-l prezentăm în momentul în care o să prezentăm candidații pe care avem la funcția de primar și consilier local. În momentul în care am ales consilierii și candidatul de primar, am pus un accent deosebit pe educație, în primul rând, pe moralitate și nu în ultimul rând pe profesionalism. Totodată pot să vă spun că membrii care o să fie în Consiliul Local o să ne reprezinte cu cinste, pentru că au în spatele lor experiență profesională, experiență unii chiar administrativă și chiar managerială. Ce aș dori să vă spun după alegerile din 9 iunie de anul acesta, sperăm că la Săcălați aurul să triumfe și să asigurăm liniștea de mult dorită de către cetățenii din Săcălați, pentru că în ultimii 4 ani de zile au fost o grămadă de certuri și neînțelegeri la nivel de conducere a primăriei și a Consiliului Local. Cu siguranță în următorii 4 ani de zile nu o să se întâmple lucrurile care s-au întâmplat în acești 4 ani, pentru că suntem siguri că vom câștiga alegerile la Săcălați. Vă mulțumesc, dacă mai sunt întrebări, răspund. Mulțumim mult de tot. Robert. Bună ziua, Cruțan Alin mă numesc, secretarul Timișoarei. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre o problemă locală cu privire la dezastrul administrației Fritz. A apărut auditul Curții de Conturi Timișoara cu privire la nenumăratele nereguli financiare din anul 2022. Dăm exemple. Plăți făcute fictive pe diferite proiecte. Salarii nejustificat de mari. În total au fost constatate peste 20 de abateri. Au mai fost descoperite un număr de 64 de investiții finalizate, care apar în documentele contabile ca fiind încă în lucru. Nu mai putem închide ochii, așa că vă rugăm să fiți alături de noi pe data de 9 iunie pentru a putea da jos această administrație și pentru a putea aduce o schimbare în orașul nostru. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului Furcea Gabriel. Bună ziua, dragi timișoreni, timișeni, dragi români! Doresc să vă supun atenției o problemă stringentă la ora actuală în societatea noastră, și anume protestele taximetriștilor. Aceștia de mai bine de 2 săptămâni sunt în greva foamei, iar protestele sunt începute de mai bine de o lună, nebăgându-i nimeni în seamă cu adevărat. Într-adevăr, a apărut în dezbatere publică un proiect, un draft de ordonanță. Parțial s-ar rezolva anumite probleme, dar cea mai importantă, și anume aceștia solicită limitarea numărul copiilor conforme, asemenea copiilor din domeniul de taxi, aceasta nu apare pe draftul de ordonanță. Bineînțeles că de mai bine de 3, 4, 5 zile în toată social media a început o campanie agresivă a acestor companii globaliste, sponsorizează inclusiv anumiți jurnaliști, puțin la număr cei drept, care deodată unii dintre aceștia solicită chiar modificarea legislației europene. Legislație care o avem în vigoare poate de mai bine de 15-20 de ani. Dar când este vorba de interesele unor companii globaliste în detrimentul antreprenorului român, totul este posibil și nimic nu mai este bun, nici măcar o legislație europeană. Aceștia nu cer decât egalitate. Atâta timp cât în domeniul taxi sunt limitate la 4 la 1000 de locuitori și în domeniul de ride sharing, care, să fim sinceri, nu este deloc ride sharing,
aceștia transportă clienți, pasageri din punctul A în punctul B, adică este un serviciu de taximetrie în toată regula. Partidul AUR sprijină 100% și necondiționat cerințele taximetriștilor, care sunt foarte legitime, aceștia dorind să se desfășoare într-un cadru predictibil. Doresc egalitate de șanse și trebuie antreprenorul român să reușească să-și desfășoare activitatea. Vă mulțumesc! Le mulțumesc și eu colegilor, așa cum am anunțat în intervenția mea de mai devreme. Haideți să vă spun ce se întâmplă. Această falangă a PSD și PNL, denumită UDMR, un partid care nu e partid, o uniune formată strict pe criterii etnice, face din nou jocurile PSD și PNL. Pe șest au depus în consultare publică doar pentru o zi, fapt pe care eu nu l-am întâlnit în ultimii 3 ani de activitate, un proiect de lege care prevede majorarea mandatelor tuturor aleșilor locali la 5 ani. De aceea vă spuneam că planul PSD și PNL de a conduce România pentru 10 ani prinde formă, mai ales cu această modificare. Acum, dacă sunt întrebări din partea presei, vă stăm cu drag la dispoziție. Dar vreau să vă întreb dacă filiala Timiș este pregătită pentru alegerile din 9 iunie. Mulțumim pentru întrebare. Da, suntem pregătiți. În această săptămână au fost finalizate mare parte din interviurile candidaților la primărie. În zilele următoare vom definitiva și confirma aceste candidaturi. Ce pot să vă spun este că vă așteptăm duminică pe 17 la Lugoj, la o lansare a candidatului pentru municipiul Lugoj, începând cu ora 18 la Teatru de Vară, în prezența președintelui George Simion și altor invitați de seamă, urmând ca de săptămâna viitoare să facem mai multe lansări de candidați în diferite regiuni ale județului nostru, precum și o mare lansare pe care o vom anunța cât de curând cu privire la candidații pe care așteaptă toată lumea, cel la Primăria Municipiului Timișoara și la Președinția Consiliului Județean Timiș. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim că ați fost din nou alături de noi. Vă dăm întâlnire, așa cum am spus, prima dată la Lugoj, duminică, 17 martie, începând cu ora 18 la Teatru de Vară, și apoi ne vedem în toate zonele din județ și o să vă așteptăm și la celelalte lansări. Vă mulțumim, până săptămâna viitoare, toate cele bune!